In te speravi, Domine, dixitu es Deus me. Iubiți credincioși și dragi ascultători, în Evanghelia din această duminică am ascultat unele dintre cele mai frumoase și mai cunoscute versete din întreg Noul Testament. Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Jugul meu e dulce, povara mea este ușoară. Este unul dintre acele versete biblice pe care e bine să le ținem minte, deoarece sunt atât de adevărate și pentru că le folosim atât de des. Iisus folosește o imagine neobișnuită astăzi, a lua asupra noastră un jug. Mulți cunoscători ai Bibliei au făcut observația că trebuie să ne reamintim faptul că Iisus a fost tâmplar. Printre multe lucruri pe care le făcea un tâmplar în acel timp, era și acela de a face juguri pentru boi, atât de utili la arat și la cărat. Jugul acela trebuia să fie bine făcut pentru a nu răni animalele la trasul poverilor și ușor pentru a nu împovăra animalul inutil. Fiecare animal de povară avea măsura lui, jugul propriu, care se potrivea în general doar lui. A face un jug prost putea răni și devenea o povară mai greu de suportat decât chiar ceea ce trebuia transportat. Iisus știa ce spune, deci, când a folosit cuvântul jug. Iar El ne invită astăzi să luăm asupra noastră jugul Lui, nu pe al altor învățători, predicatori, fondatori sau educatori. Jugul pe care El, cu măiestria Lui, cu dragostea Lui, cu înțelepciunea Lui, l-a croit pentru noi, El îl numește dulce. Unul care ne face să cărăm cu ușurință poverile noastre, ba chiar ne face povara mai ușoară. Da, Iisus poartă un jug El însuși și se așează alături de fiecare dintre noi. Trage împreună cu noi poverile noastre și ne spune, jugul pe care tu îl ai acum, dacă nu este făcut de mine, te va răni, îți va face viața mult mai grea. Ia jugul făcut de mine și vei vedea că nu este la fel la trasul poverilor. Dacă ar fi să privim imaginar o pictură a propriei noastre vieți, ea ar putea foarte bine să arate astfel. O căruță încărcată cu toate greutățile noastre personale, probleme de familie, probleme de muncă, de sănătate, toate încărcate la un loc. La jug ar fi două persoane. Una este fiecare dintre noi, iar cealaltă este Iisus. Pictura ar mai conține și un drum, probabil lung și dificil. A purta jugul lui Iisus și împreună cu El înseamnă deci a face o călătorie care durează cât viața noastră. Așa devenim noi ucenicii Lui, când ne apropiem de El, care trage la căruța vieții noastre, și îi privim chipul, îi ascultăm cuvintele,
ne potrivim pasul după pasul Lui, ritmul vieții noastre după ritmul Lui. Dar nu rare ori, unul sau altul ar putea să ne spună că nu este deloc așa, că ceea ce am spus până acum e romantic, e idilic, e chiar fals. Ce știe astăzi Iisus despre poverile noastre? Ce știe El despre un tată care a fost părăsit de soție și a rămas cu 5 copii pentru a-i hrăni singur? Ce spune Dumnezeu despre dramele celor uciși în Irak sau Siria sau Ucraina? Ce știe Iisus, cel de acum 2000 de ani, despre suferința unui bolnav din spital care se confruntă astăzi cu povara corupției unui medic de care depinde viața sau moartea? Și ce știe Iisus despre cei care nu au unde să stea la noapte sau nu au ce mânca acum? Ce știe El despre toate acestea? Acestea sunt întrebări adevărate, reale, întrebări care trebuie puse și puse adesea. Da, ce știe Dumnezeu despre poverile noastre? Să încercăm un răspuns? Ce știe Iisus despre părăsire? El care a fost lăsat singur pe cruce și abandonat de cei mai apropiați prieteni ai Săi. Ce știe El despre drama celor uciși? El care a fost luat în toiul nopții, ca un tâlhar, apoi judecat și obligat să-și ducă singur propriul instrument de tortură până la moarte. Ce știe El despre suferința unui bolnav? El care a fost biciuit de soldații romani, care a simțit cum spinii îi străpun capul asemenea unor bisturie fără anestezie. Ce știe El oare despre singurătatea noastră? El care în grădina măslinilor a simțit în plină noapte cum singurătatea cea mai absolută îi pătrunde atât de mult corpul încât sângele îi a trecut prin vene și a ieșit prin sudoarea trupului său. Ce știa El despre foame atunci când nu a mâncat mai bine de o lună în deșert? La carul vieții noastre nu trage un înger, nici un magician. Este acela care stă pe cruce și astăzi pentru noi. Cândva Elizabeth Cheney, o scriitoare americană care a murit în 1916, a scris următorul poem. Ori de câte ori în jurul meu este tăcere, fie zi, fie noapte, sunt zguduită de un plânset. Venea de pe cruce. Prima dată când l-am auzit, am ieșit afară și am căutat și am găsit un om în chinurile răstignirii și i-am spus: te voi da jos. Și am încercat să scot cuiele din picioarele sale. Dar El a spus: lasă-le așa, căci nu pot fi dat jos până când fiecare bărbat, fiecare femeie și fiecare copil nu vor veni toți ca să mă dea jos. Și i-am spus: dar nu-ți mai pot suporta geamătul, ce pot să fac? Atunci El mi-a spus: mergi între oameni. Spune fiecăruia pe care îl întâlnești că acolo, pe cruce, este un om.
Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Iubiți frați, să luăm aceste cuvinte astăzi cu noi acasă. Lăudați să fie Iisus Hristos! Deus meu.